Deși finalul de an se apropie cu pași repezi, cei de la Centrul Cultural Mioveni încă mai au mult de muncă. Astfel, în acest weekend, orașul automobilului românesc va găzdui concursul județean Dan Barbilian. Este vorba despre un concurs de matematică adresat elevilor argeșeni de clasele 4-12, organizat de Inspectoratul Școlar Județean, în parteneriat cu Primăria, Centrul Cultural, Casa de Cultură și Școala Liviu Rebreanu din Mioveni. Vor participa aproape 400 de elevi din județul nostru. Testele se vor da la școala Liviu Rebreanu. În pauza programată pentru corectarea lucrărilor, va putea fi vizionat și filmul Matei Copil Miner. Pe 14 decembrie, orașul Moven va fi centrul matematicii pentru că aici se va desfășura concursul de matematică Dan Barbilian, concurs organizat de către Inspectoratul Școlar Județean Argeș, cu sprijinul Consiliului Local al orașului Moveni și a Centrului Cultural. 400 de copii din tot județul vor fi prezenți la Mioveni. Le vom oferi și un moment de relaxare. La ora 14:30, Centrul Cultural Mioveni oferă proiecția filmului Matei Copil Miner la Casa de Cultură a Sindicatelor Dacia din Mioveni. Festivitatea de premiere va avea loc la ora 17, tot în sala mare a Casei de Cultură a Sindicatelor Dacia. Acest concurs se desfășoară timp de 2 ani la Pitești, iar mai apoi pe rând câte un an la Curtea de Argeș, Câmpulung și Mioveni.